Parte de două mega concerte în prag de sărbători, un fel de dar muzical de Crăciun. Ajutoarele moșului au fost Justin Bieber, Lady Gaga și David Guetta, iar atmosfera a fost una de bază. Iar Madison Square Garden a răsunat. Obișnuită să atragă toate privirile cu show-urile sale, Lady Gaga a făcut de această dată spectacol și în culise, nu cu vreun capriciu extravagant, ci cu amintiri din adolescență, legate tot de concertul Jingle Ball. This was the first concert that I ever went. I was 11 years old, so that's 14 years ago. And I told my oh, that makes me feel so old. No, not at all, no. But I, you know, I told my mom, I said, I want to, you know, be a singer. And she had brought me to the show. Concertul Jingle Ball are loc în fiecare an în perioada sărbătorilor și este considerat cel mai important eveniment muzical al iernii din New York. Un altul la fel de spectaculos a avut loc și la Washington. Iar aici, pe lângă artiștii consacrați, toți ochii au fost pe familia prezidențială americană, invitată special. Vedeta concertului anual de Crăciun din Washington a fost de departe Justin Bieber. It's especially exciting to be here during this joyous season when we celebrate the arrival of a miracle child worshipped by millions around the world. I'm speaking of course of Justin Bieber. Încă de la primele